Avem o altă informație proaspătă, un incident grav pe Dunăre. Două nave maritime s-au ciocnit pe canalul Sulina. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, dar jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, știe ce s-a întâmplat și este chiar acum în direct cu mai multe detalii. Iulia. Bun găsit tuturor! Accidentul naval s-a petrecut în jurul orei 13 pe canalul Sulina, în apropiere de mila 18 în județul Tulcea. În acest eveniment au fost implicate două nave, una dintre ele sub pavilion Panamea. Aceasta din urmă a pierdut controlul direcției, a fost purtată de curent și în cele din urmă a intrat într-o altă navă aflată la ancoră. Acum, la fața locului, au ajuns reprezentanții autorității navale române. Ei sunt cei care vor cerceta acest caz și vor stabili în ce condiții s-a produs acest accident naval. Din fericire, niciun marinar nu a fost rănit, dar ambele nave au suferit avarii. Își vor continua călătoria, una spre Sulina, iar alta spre Tulcea, și acolo vor intra în reparații. Iulia, mulțumim!